Capitolul 3 Unde evocarea unui pahar de bere rece joacă un rol important și unde Megrel descoperă prin locatarea al domnișoarei Clement într-un loc neașteptat. Megrel își petrecu o bună parte din noapte tunând și fulgerând, bombănind, uneori gemând. I se întâmplă de zece ori să blesteme ideea pe care o avusese să se instaleze în acea casă de pe strada Lomond și existară momente în care îi se făcu rușine, ca și cum s-ar fi acuzat că cedase vreune inclinații rușinoase, în orice caz, vreunei slăbiciuni vinovate. Apoi, până la urmă dimineața, fu mulțumit că se afla acolo. Ar fi trebuit să dea vina pe lichior? Îi fusese întotdeauna silă de lichioruri, însă domnișoarei Clement părea să-i facă foarte mare plăcere. Așa cum mi se întâmplase și în ajun, adusese curând sticla din bufet și fusese de ajuns să privească lichidul de un verde siropos, ca fața ei să exprime o locămie copilărească. Ochii străluceau, buzele îi se umezeau. Megre nu avusese curajul să refuze. În fond era o seară în verde și albastru, verdele lichiorului și albastrul pal al tricotajului, care se lungea pe nesimțit în poala proprietarei. Nu băuseră mult pentru că paharele erau mici de tot. Când urcase în camera lui, Megre nu era deloc cherchelit și numai domnișoara Clement, când o părăsise jos, avusese un râs puțin tel mai sonor ca de obicei. Nu aprinsese imediat lumina. După ce și scosese cravata și își deschise gulerul, se îndreptă spre fereastră și se sprijini cu coatele de pervaz, așa cum făceau probabil mii de parizieni în seara aceea. Aerul era ca o catifea aproape palpabil. Nicio o mișcare, nici un zgomot nu tulburau liniștea străzii Lomond, care cobora în pantălină spre luminile străzii Mofetard. Undeva în spatele caselor se auzea o rumoare, zgomotul atenuat al unor mașini care treceau pe bulevardul Saint-Michel, frâne, claxoane, dar asta se petrecea în altă lume și între acoperișurile caselor, între coșuri, te bucurai de o deschidere spre un infinit spuzit de stele. Domnul Cridelca dormea probabil în camera vecină, pentru că nu se auzea niciun sunet de acolo și fereastra sa nu era luminată. Aplecând capul, A plecând capul, megre să vadă, mai curând să ghicească, în întuneric locul de pe trotuar unde se prăbușise Janvier. Felinarul era ceva mai departe strălucind singuratic. După un moment de nemișcare, reușeai să simți sau să ghicești pulsațiile casei. La etajul întâi, soții lotar se culcaseră și ei, dar cineva, probabil soția, se trezi curând pentru că bebelușul scâncea. Nu aprinse lumina, ci doar o veioză, pentru că fereastra lor se lumină foarte slab. Încă cămașă de noapte, cu picioarele goale, îi prepara ceva, probabil biberonul. I se păru că aude zgomotul unei sticle ciognite, în timp ce femeia din reflex îi cânta încetişor micuțului. Cam tot pe atunci, pe la 11 și jumătate, domnișoara Blanche stinse și alumina. lumina. Terminase de citit și puțin după aceea, izbucni vacarmul pei trase la toaletă. Mai departe, micul bistrou, unde megreluase masa de seară, închisese de mult timp. Tot cam atunci, fără motiv, Megre începuse să se gândească la un pahar de bere fără, foarte rece. Poate pentru că un autobuz frunase undeva spre bulevardul Saint-Michel, aducându-i aminte de braserii? Deveni repede o obsesie. Avea gura cleioasă de la lichior și gâtul parcă îi rămăsese un suros de la tocana de miel pe care o mâncase la bistrou și care îi se păruse atât de savuroasă. Puțin lipsi să-și pună din nou cravata, să coboare fără zgomot și să dea fuga până la prima braserie. Domnișoara Clemente culcase. Ar fi trebuit să o trezească pentru a ieși apoi din nou ca să intre. Își aprinse pipa tot cu coatele sprijinite de pervazul ferestrei, respirând aerul nopții, dar gândul la bere tot nu-i dă de pace. Pe aici, pe colo, în întunericul caselor de vis a -vis, se distingeau dreptunghiuri mai mult sau mai puțin luminoase, nu multe, cinci sau șase, și uneori unul dintre ele dispărea, alteori în spatele perdelelor sau al storurilor, vedea umbre mișcându-se în tăcere. Probabil că totul era la fel ca în seara în care bietul Janvier se plimba pe trotuar în fața casei, Auzis zgomot la capătul de jos al străzii, Apoi voci care răsunau ciudat între case, o voce de bărbat și una de femeie. Aproape că ai fi putut să înțelegi ce spun. Mergeau la braț, se oprirea la două case mai jos, o mână trase cordonul soneriei, și puțin după aceea, cuplul dispăru și o ușă se închise greoi. În fața lui, la etajul întâi, în spatele unui stor slab luminat, un bărbat trecea încolo și încoace, iar și iar, se făcea nevăzut, ca apoi să treacă din nou prin fața ferestrei. Un taxi se opri în fața ușii. Trecu un timp până să coboare cineva, iar Megreu își spuse că probabil în mașină se sărutau doi îndrăgostiți. În cele din urmă coboru vioaie domnișoara Isabel și se îndreptă spre ușă, întorcând de mai multe ori capul spre persoana din mașină. Auzi sunetul înăbușit al soneriei și se gândi la domnișoara Clement, adormită, care își lipea fața de ferestruică după ce a lumina. Pași pe scară, apoi foarte aproape de el, zgomotul unei chei îmbroască și, aproape imediat după aceea, geamătul unei somiere și doi pantofi care cădeau pe podea. Ar fi putut să jure că tânăra scosese un oftat de ușurare, descălțându-se și că acum își masa picioarele care o dureau. Ea se dezbrăcă și dădu drumul la apă. Acel zgomot îi spori setea, așa că se apropie și el de robinet și umplu paharul pentru spălat pe dinți. Lichidul nu avea nicio savoare. Atunci îi scoase hainele prost dispus, cu fereastra în continuare deschisă, se spălă pe dinți și se culcă. A avut impresia că va adormi imediat. A țipi, respirația îi deveni regulată, imaginile de peste zi începură să i se amestece în minte. Dar după cinci-zece minute era complet treaz, cu ochii deschiși, gândindu-se mai stăruitor ca niciodată la un pahar cu bere. De data asta simțea arsuri în stomac, iar cauza era în mod sigur tocana de miel. Acasă s-ar fi ridicat din pas să ia puțin bicarbonat. Nu luase cu el și nu îndrăznea să o trezească pe domnișoara Clement ca să-i ceară. Închise iar ochii, se cuibări cât putut de bine în pat și începu atunci să simtă firicele de aer rece rătăcindu-i pe cap și pe ceafă. Se ridică să închidă fereastra. Bărbatul de vis a -vis nu se culcase încă. Mergea prin cameră în spatele storului, iar Megre se întrebă de ce se plimba în felul acela. Poate era un actor care își repeta rolul? Sau discuta cu o persoană care stătea jos și căreia nu-i se putea vedea silueta? Apoi zări și altă lumină, sus de tot, la o fereastră mansardată a aceleiași case, lumina pe care avea să o revadă la primele ore ale dimineții. Dormise, trebuia să doarmă, dar dormise prost, avusese un somn agitat, rămânând parțial conștient de locul unde se afla, de problemele lui care căpătau o importanță exagerată. Totul devenea aproape o problemă de stat, mai rău, o chestiune de viață și de moarte. Cele mai mici detalii luau proporții ca văzute prin aburii beției, era răspunzător nu numai față de Janvie, ci și de soția lui Janvie, care aștepta un copil și era atât de curajoasă și de obosită. Nu-l priviste oare ca și cum i-ar fi spus că îi încredința soarta ei și a copilașului ce urma să se nască? Iar doamna Megre era plecată și Dumnezeu știe de ce se simțea vinovat și de asta. Îi era sete. Din când în când durerea din piept devenea mai sfredelitoare și era conștient că scotea un geamăt. Trebuia să fie atent să nu-i trezească pe locatari, mai cu seamă pe bebelușul soților lotard care adormise. Însă el n-ar fi trebuit să doarmă, se afla acolo ca să vegheze. Datoria lui era să asculte zgomotele, să pândească mișcările fiecăruia. Un taxi care trecea pe stradă făcea un vacarm atât de mare, încât părea să insulte liniștea. Mașina se opri, se trânti o ușă, dar era undeva mai departe, la cel puțin zece case de acolo. Toată lumea dormea, se gândi la domnișoara Isabel care se întorcea în pat de pe o parte pe alta și al cărei corp trebuie să fi fost deja jilav. În cealaltă cameră, soții Saf se culcaseră în același pat, vizitase și camera lor. Patul era atât de îngust încât se întreba cum de aveau loc amândoi. Se ridică în capul Mai exact, se pomeni așa, fără să fi fost conștient că se mișca și imediat șuli urechea. Era sigur că auzise un zgomot anormal. Probabil se ciocnise ceva de ceramică sau de porțelan. Așteptă nemișcat, ținându-și respirația, și auzi un al doilea zgomot la parter de data asta, cineva închisese un dulap. Aprinse un chibri să se uite la ceas. Era două și jumătate dimineața. Se duse de sculs până la ușă, între deschise cu mare grijă, apoi convins că cineva se sculase, își trase pe el pantalonii și se străcure pe scară. Înainte să ajungă la etajul întâi, o treaptă-i trosni sub picior. Probabil că trosnea întotdeauna, în fiecare casă există cel puțin o treaptă care trosnește. Ar fi jurat că, doar cu o clipă mai înainte, pe culoar stăruia o lumină slabă, asemenea celei ce se strecoară pe sub ușa unei încăperi luminate, dar se stinse brusc. Se opri. Și, cu cât asculta mai mult, cu atât era mai convins că și altcineva trăgea cu urechea, cineva care, ca și el, își ținea răsuflarea în întuneric. Coborâ mai repede și găsi pe bâșbâite clanța ușii de la bucătărie, o ceașcă căzu pe podea și se sparse. Răsuci comutatorul. În fața lui stătea în picioare domnișoara Clement, în cămașă de noapte și cu părul prins într-un fel de fileu. Prezi o clipă, fața ei nu exprimă decât impresii confuze, pentru că apoi, în momentul în care Megre se aștepta mai puțin, să i zbugnească în acel râs răgușit care îi făcea mari să nimar să tresalte. – M-ați speriat! – exclamă ea. – Doamne, ce spai m-am tras! Gazul ardea la reșou, Bucătăria mirosea a cafea proaspătă, pe mușa mama mesei se afla un sandwich enorm cu șuncă. M-am speriat atât de tare când am auzit pașii încât am stins lumina. Când pașii s-au apropiat, mi-a scăpat ceașca din mână. Cu toate că era grasă, corpul ei, sub cămașa de noapte, era încă tânăr și spititor. Vi s-a făcut și dumneavoastră foame? El întrebă fără să știe unde să se uite. V-ați că o să mâncați? Iar din nou mai scurt, roșind puțin. Așa pățesc aproape în fiecare noapte. Știu că n-ar trebui să mănânc atât de mult, dar nu mă pot abține. Sunt ca acel regi al Franței care avem permanență un pui fri pe noptieră. Lua o altă ceașcă din dulap. Vreți cafea? El nu îndrăzmi să o întrebe dacă avea cumva bere. El servi fără să mai aștepte răspunsul. Poate că ar fi mai bine să mă duc să-mi pun un capot. Dacă ar apărea cineva, era hazliu într-adevăr. Megre nu avea haina pe el, bretelele i-a târnau pe spate și avea părul răvășit. Numai o secundă. Intră în camera ei, se întoarse aproape imediat și comisarul remarcă atunci că rujul de pe buze se întinsese puțin, făcându-i gura să arate foarte diferit. Mâncați ceva? Nu era foame, doar sete. Stați jos. Oprise gazul. Cafeaua aburea în căni, sandvișul din farfurie era auriu, crocant. Din cauza mea v-ați trezit, domnule Megre. Nu dormeam. De obicei nu sunt sperioasă, nici măcar nu mă gândesc să-mi încui ușa. Da, după cele petrecute ieri seară, parcă nu mai sunt așa de liniștită. Mușcă din sandviș. el bă o gură de cafea. Apoi, din reflex, început să-și umple pipa. Chibriturile îi rămăseseră în haină și se ridică să ia cutia aflată deasupra reșoului pe policioara pentru mirodenii. La început, domnișoara Clement mâncă cu bucături mari ca o persoană înfometată, apoi treptat, mestecă mai lent, aruncând uneori spre comisar Privir mirate. S-a întors toată lumea?" întrebă el. Toți, mai puțin domnul Fachin, studentul, e plecat să studieze cu un prieten. Pun mai mulți mână de la mână să cumpere cărți, se duc pe rând la cursuri și apoi se adună tot să învețe. În felul ăsta au timp să-și câștige existența. Am avut un locatar care era paznic de noapte la o bancă și dormea numai 3-4 ore ziua. Dormiți mult? Depinde. Îmi place mai mult să mănânc decât să dorm dumneavoastră. Ultimele înghițituri au mai greu pe gât. Mă simt mai bine. Acum pot să mă duc liniștită la culcare. Mai aveți nevoie de ceva? Nu mulțumesc. Noapte bună, domnule Megre. Comisarul urcă scara. La etajul întâi auzi murmurul unui copil pe jumătate adormit și un zgomot regulat s-a cadat, probabil cel al leagănului pe care mama îl mișca din patul ei pe întuneric, ca bebelușul să nu se trezească de tot. De data asta, deși băuse cafea, a dormit de -a binelea, un somn fără vise care îi se păru foarte scurt. Lumina al trezi pentru că nu trăsese perdelele și era cinci și jumătate dimineața când se sprijini din nou cu coatele pe pervazul ferestrei. În lumina zorilor strada era și mai pustie decât în cursul nopții și din cauza răcorii mai greu și îmbrăcă haina. Cerul, printre acoperișuri, era de un albastru foarte deschis, fără urmă de nor, iar cele mai multe case păreau aurite. Un polițist care se ducea la serviciu trecu spre capătul de jos al străzii cu pași mari și regulați. vis a -vis, la etajul întâi, storul fusese ridicat și privirea lui megre pătrunse într-un dormitor în dezordine, unde un diamantan stătea deschis lângă fereastră. Era un model vechi, modest, uzat, cum au comis voiajorii care călătoresc mult și care după ei mostre. Un bărbat trecut de prima tinerețe se agita prin încăpere și când se aplecă, Megre putu să vadă de sus că nu mai avea prea mult păr pe cap. Fața nu i-o distingea foarte bine. Îi dădea 55 de ani sau mai mult, mai degrabă mai mult. Era îmbrăcat tot în negru. Termină de aranjat cămăși albe în compartimentul de sus, apoi închise capacul și se așeză deasupra ca să-l închidă. Puteai vedea jumătate din pat și o pernă care păstra forma adâncită a capului celui ce dormise acolo. Un moment, comisarul se întrebă dacă mai era cineva în pat și răspunsul îl dădu imediat un braț de femeie. Bărbatul târâ amantanul probabil până pe palier, apoi se aplecă peste pat să-și sărute soția. După aceea se întoarse din nou și de data asta lo o cutie mică din sertarul noptierei, scoase două pilule, umplu un pahar cu apă și îl întinse persoanei care nu se vedea. Probabil că telefonase mai devreme, deoarece un taxi își făcu apariția pe stradă și se opri în fața casei. Înainte să plece, bărbatul trase perdeaua și Megre nu mai văzut nimic până când nu deschise în sfârșit ușa dinspre stradă. Geamantanul era greu și șoferul coborât din mașină să-și ajute clientul. Acum vocile se auzeau. Gara Montparnasse, repede! Se auzi zgomotul produs de trântirea portierei. De cealaltă parte a străzii se deschise o fereastră mai sus decât capul lui Megre la etajul al treilea și o femeie cu bigudiuri strângându-și cu mâna capotul mov la piept se aplecă spre stradă îl zări pe comisar. Era pentru ea o față străină și manifestă o oarecare mirare, zăbovi un moment să-l examineze, apoi dispăru în cameră. Îi revăzut doar mâna care scutura o cârpă de praf deasupra golului. La familia Lotard începe agitația. Un tânăr înalt și roșcovan intră și urmărindu-i zgomotul pașilor în focasă, megreștiu că era Oscar Fachin, studentul care se băgă imediat în pat. Oare domnișoara Clement trezită de student avea să doarmă din nou? La șase și jumătate soții saft se treziră și ei și la etaj se răspândi o aromă vagă de cafea. Domnișoara Isabel se dădu jos din pat la ora șapte și un sfert și se auzi imediat apa curgând. Domnul Cridel ca dormea, domnul Valentin la fel. Pe domnișoara Blanș nu auzea deloc și chiar mult mai târziu când casa se golise, probabil că tot mai dormea. Meg se deja trei 4 pipe când se hotărât să-și facă toaleta. Domnul Lotar plecă, apoi plecă și domnul Saft, pe care îl zări pe trotuar cu o servietă uzată sub braț. Nu avea chef de cafea, ci de un pahar de vin alb și simți că era chiar mai sete când îl văzu pe patronul bistroului ridicând obloanele și scoțând de afară scaunele și măsuțele. Coborâ la parter și privind direcția celor două ferestruici, cea de la dormitor și cea de la sufrageria bucătărie, fără să o zărească pe domnișoara Clement. Cei drept ferestruica de la dormitor era acoperită cu o perdea neagră. Probabil că și făcea și ea toaleta. Ușa dinspre stradă era deschisă și când să iasă, trecu pe lângă el o femeie slabă, scundă, îmbrăcată toată în negru, care mergea apăsat și intră în salon ca la ea acasă. Necunoscut a întoarse capul după el. Și, pe când întorcea și el capul, privirile li se întâlniră. Femeia nu lăsă ochii în jos, iar comisarul a avut chiar impresia că dădea din numeri și mormâia ceva printre dinți. Remarcă fără mare surprindere că purta pantofi bărbătești. Un pahar de vin alb îi comandă al patronului, a cărui cămașă era de un albastru la fel de spălăcit ca și cerul. Și așa, în noaptea asta n-a mai fost omorât nimeni, o văzut trecând pe domnișoara Izabel, foarte proaspătă, într-un taior Megrenus nu scăpa casa din ochi, iar cei care obișnuiau să lucreze cu el ca Luca sau ghinionistul de janvier, ar fi înțeles că-i venit o idee. Știu unde își face piața domnișoara Clement? Pe strada Mofetar, ca toată lumea de aici. Sunt prăvălii și pe strada Gheilusac, dar sunt mai scumpe, iar pe strada se înjac măcelăria nu e chiar atât de bună. Megrebău trei pahare dintr-un vin alb cu reflexe verzui, apoi cu mâinile în buzunarele hainei coborâ strada fără grabă, ca și cum ar fi fost deja din cartier. Un bătrânel care își plimba câinele îl salută ca la țară, unde le dai binețe și celor pe care nu-i cunoști. Poate pentru că Megre lăsa impresia că era din cartierul lui? Răspunse la salut zâmbind și după câteva minute, pășa pe îngusta stradă mofetar plină de cărucioare care răspândeau un miros puternic de fructe și legume. Pe varză și salată încă mai tremurau bobițe de rouă, doar dacă nu cumva negustorile stropiseră ca să le împrospăteze. Megre căuta măcelăria și o găsi imediat. În spatele teșghelei din marmura albă stătea o femeie cu obraji roșii, cu corsetul șnuruit până sus, care își vedea încă originea rurală. Așteptă să rămână singur cu ea, lăsând înainte două cliente care intraseră în urma lui. Cu ce vă servesc? Cu o informație. Domnișoara Clement de pe strata Lomon se aprovizionează de la dumneavoastră, nu-i așa? De zece ani. Cumpără mult? Evident nu, ca în cazul în care ar servi masa locatarilor, cum fac alți proprietari de astfel de case dar cumpără cu regularitate. Are un apetit sănătos? Glumi el. Da, probabil că-i mâncăcioasă. Locuiți la ea? De ieri. Vă servește și masa? Eventual. Femeia nu se gândise deloc la sensul acestor întrebări. Deodată, un gând păru să-i treacă prin minte. Numai de ieri dimineață? De ieri seară. Aș fi crezut că sunteți aici de mai multe zile. Megre deschise gura să răspunde, dar chiar atunci intră o bătrână și preferă să nu insiste. Când ieși din nou în stradă, era voios, puțin lipsit să nu intre într-un bar să telefoneze la birou. Apoi, un fel de fidelitate față de patronul din Overnie îl făcu să aștepte să ajungă pe strada Lomond, poate și gândul la vinul alb care îi lăsa în gură un gust de han de țară. Aveți telefon după ușa din spate. Se făcuse nouă dimineața. La poliția judiciară era ora raportului. Șefii de servicii intrau cu dosarele sub braț în biroul cel mare al șefului, unde ferestrele erau larg deschise spre panorama Senei. Alo, dă -mi pe Lucas, te rog." Telefonistul îi recunoscuse vocea. Imediat, domnule comisar." Apoi Lucas. Șeful, dumneavoastră sunteți. Ceva noutăți?" Vachelin, tocmai își scrie raportul legat de misiunea pe care i-ați încredințat-o. Nu cred că a descoperit mare lucru." Ai vești despre Janvie?" Am telefonat adineur la Coșin. A avut o noapte agitată, dar medicul spune că era de așteptat. N-a făcut febră." Sunteți tot la domnișoara Clement? Ați dormit bine?" Nu era nici urmă de ironie în vocea lui Lucas, dar comisarul se încruntă nemulțumit. Ești liber? Ia mașina și vino aici, te rog. Oprești puțin înainte de casă și aștepți. Nu te grăbi. Nu-i nevoie să ajungi mai devreme de o jumătate de oră." Lucas nu îndrăzni să întrebe nimic, iar Megre, adulme când mirosul bucătăriei unde se găsea telefonul, se strâmbă constatând că iar gătea oaie și se duse să mai bea un pahar la teșghea. Când se întoarse acasă la domnișoara Clement, femeia cu pantofi bărbătești care intrase când plecase el, îi bara trecerea cu capul în jos și fundul în sus, spălând pardoseala coridorului. În Un salon unde se făcuse curat deja nu era nimeni. Domnișoara Clement era în bucătărie, îmbrăcată într-o roche deschisă la culoare, cu fața proaspătă și privirea veselă. Ați fost să luați micul dejun?" întrebă ea. Dacă mi-ați fi cerut, vi-l pregătit. Vi se întâmplă să serviți masa locatarilor?" Nu mese propriu zise. Uneori le fac cafea dimineața sau coboară cu mica lor cafetieră și și-o prepară ei. Ați dormit bine după gustărica de azi noapte? Destul de bine, dumneavoastră. Bună ei dispoziția, avea ceva agresiv, poate o mică crispare. Megre era totuși sigur că el își păstrase aceeași expresie a feței ca un ajun, dar ea avea probabil intuiții. Acum curăța cartofi. Persoana de pe culoar lucrează aici ca femeie de serviciu? Evident că nu-i cineva care vine din amuzament sau ca să facă mișcare. N-am văzut-o ieri. Pentru că nu vine decât patru zile pe săptămână. Are cinci copii și trebuie să-și vadă și de gospodărie. Ați vorbit cu ea?" Nu. Face curat în toate camerele?" Nu în toate. Numai vineri și sâmbătă când face curățenie generală. Se ocupă și de camera dumneavoastră. Încă sunt un stare să am grijă singură de camera mea, nu?" Era tot veselă, desigur, dar veselia de acum era forțată și stăruia între ei un fel de nervozitate. Aș vrea să vă vizitez camera, domnișoară Clement. Inspectorii dumneavoastră au cercetat-o din prima zi. În ziua în care nu l-au găsit pe Paulus în casă? Da. Vă deranjează să-mi arătați și mie? Ea dădu din numeri, se ridică și lăsă să-i alunece cojile de cartofi din șorț. Nu am făcut încă ordine. Este adevărat însă că noaptea trecută m-ați văzut în cam așa de noapte și râse din nou răgușit. Veniți! Deschise ușa și intră prima. Camera era întunecoasă, deoarece dădea spre curticica imobilului vecin. În timp ce soarele scălda fațada și dădea viață la tot ce lumina, aici avea o impresie de imobilitate, de gol. Totuși, camera era cochetă, patul era desfăcut, o trusă personală drăguță era așezată pe măsuța de toaletă și în peria de păr mai erau încă fire blonde. O perdea de creton înflorată ascundea toaleta și în aer plutea un miros puternic de săpun. Ați văzut? Într-adevăr, Megre văzuse că nu exista dulap. Trecând peste indiscreția gestului, ridică perdea de la toaletă, în timp ce domnișoara Clement spunea oftând în spatele lui. Acum știți cum arată o cameră de fată bătrână. Pe noptieră se afla o ceașcă având un rest de cafea pe fund și în farfurioară firimituri de corn. Vă aduceți singură micul dejun la pat? Ochii lui Megre râdeau acum în timp ce privea bebelușul enorm pe fața căruia începea să se citească tulburarea. Sunteți ferme cătoare, domnișoară Clement. Îmi pare rău că vă necăjesc, dar trebuie să mă uiți și sub pat. Nici nu apucă să se aplece că de sub pat se viră niște pantofi bărbătești, o pereche de pantaloni, două brațe și în sfârșit o față foarte palidă cu ochii lucind de spaimă. Ridică-te, Paulus, nu-ți fie teamă, n-am să-ți fac niciun rău. Tânărul tremura când deschise gura băigui cu voce sugrumată. Ea nu știa. Ce nu știa? Că m-a ascuns sub patul ei. Megre râse. Își descoperea o dispoziție la fel de veselă precum acea dimineață de primăvară. În absența ei te bărbierești, întrebă el pentru că adolescentul nu avea deloc o barbă de patru zile. Jur, ascultați, domnule Megre, începu domnișoara Clement. Râse și ea. Reuși să râdă și poate că în fond nu considera aventura aceea foarte tragică, E adevărat că v-am mințit, dar lucrurile nu s-au petrecut așa cum credeți. Nu el a tras în inspectorul dumneavoastră. Erați cu el în acel moment? Da. În pat? Bă, nu am că veți spune asta. Oamenii trebuie să vadă numai rău peste tot. Dacă s-a întâmplat să se culce în patul meu, jur că a făcut-o când eu nu eram acolo. E adevărat, interveni Paulus. Orice ați putea să credeți, nu eu l-am băgat în camera asta. M-am speriat destul de tare seara când am auzit un zgomot ușor sub patul meu. Megrel tutuia pe Paulus, ceea ce era și un fel de a lua în grija lui. Era în camera ta când au venit inspectorii. Da, mă așteptam, eram panicat. I-am văzut pe fereastră casa, are o singură ieșire, așa că am urcat în pod. N-au căutat și în pod. Ba da, am avut timp să ajung pe acoperiș. Am stat acolo o parte din zi lipit de un horn. Ai rău de înălțime? Da, când am considerat că nu mai era niciun pericol, m-am întors în casă prin lucarnă și am coborât fără să fac zgomot. Nu ți-a trecut prin minte să pleci? Bineînțeles, da, îmi bănui că rămăseseră polițiști în stradă. Nu era urât, doar puțin cam slab, puțin cam agitat și avea un fel cadențat de a vorbi. Uneori cuvintele ieșau din gura lui atât de sacadat încât ai fi zis că îi tremură maxilarul. Totuși, se arăta mai puțin speriat că s-ar fi putut crede. Ba chiar avea aerul că se destindea. Poate că, până la urmă, faptul că fusese prins era pentru el o ușurare. Te-ai să te ascunzi în camera domnișoarei Clement?" Nu prevăzusem că va dura atât de mult. Îmi ziceam că voi avea o ocazie să o șterg. Și-a dat peste tine? M-am mișcat, probabil, fără să vreau. Dormeam. Îmi jurasem că nu voi adormi, dar s-a întâmplat. Era ciudat să-i vezi pe amândoi. El costeliv ca un animal tânăr, ea grasă și calmă, ca o mătușă din provincie. Dar, Hazliu ar fi fost să fie asistat la scena derulată în cameră în acea noapte. Oare domnișoara Clement fusese chiar așa de surprinsă pe cât pretindea? Probabil că el plânsese și el consolase, îi adusese de băut și de mâncat, și aproape sigur îi turnase un păhărel de lichior. De atunci, adică de cinci zile, împărțeau aceeași cameră cu un singur pat, în care se întindeau probabil pe rând, și Megre chiar credea că așa făceau. De dimineața până seara, tânărul Paulus contempla arcurile somierei și tresărea la cel mai mic zgomot. Auzise forfota inspectorilor al lui Megre, întrebările, răspunsurile... Din cauza supravegherii continue, domnișoara Clement era obligată să se scoale noaptea ca să-i dea de mâncare. Megre gândindu-se la sandviciul enorm pe care o forța să-l hăpăie la două și jumătate dimineața, deși nu era foame. O mașină se opri departe de casă, una dintre mașinile prefecturii, în care Lucas, conform instrucțiunilor primite, aștepta cu răbdare lângă șofer. Ce o să faceți?" întrebă domnișoara Clement, care auzise și ea mașina. Mare stați?" Aruncă o privire tristă pereților, mobilei, casei, pe care credea că va trebui să o părăsească. Nu acum, răspunse el, depinde. Vino cu mine, tinere, poți să-ți iei periuța de dinți și un pieptene. Părinții mei vor afla, nu-i așa? Au aflat probabil de ieri din ziare. Ce-a spus tata? Încă n-am dat ochii cu el. S-ar putea să fi plecat ieri seară spre Paris. Aș prefera să nu-l întâlnesc. Înțeleg. Vino. Adolescentul ezita arătând spre domnișoara Clement. Zău că nu e vina ei, e... Căuta cuvântul și nu-l găsea. E fermecătoare, știu. O să-mi povestești totul la poliția judiciară. Traversară bucătăria și salonul unde Megre petrecuse seara singur cu grăsana domnișoară. Din ușă îi făcusem lui Lucas, iar acesta, zărindu-l pe tânăr, fluiera admirativ. Credea evident că asta însemna rezolvarea cazului, numai că acesta era abia la început. Capitolul 4. Unde este vorba despre un interogatoriu în cursul căruia Megre nu se supără nici măcar o singură dată. În micul automobil al poliției judiciare, Megre îl observase tot timpul cu coada ochiului pe tânărul Paulus, în timp ce lui Lucas, care își pândea șeful, îi se părea că acesta avea un aer ciudat. Nu-i pusese răcătușe tânărului, puștiul privea cu nesas prin geamul portierei și nu-i mai era teamă, nu mai tremura ca atunci când ieșise de sub patul domnișoarei Clement. La un moment dat rosti cuvintele cele mai surprinzătoare pe care Lucas le auzise vreodată la cineva care tocmai fusese arestat. Mașina intrase pe bulevardul Saint-Michel și trecea pe lângă o stropitoare municipală. Puțin mai departe, între un magazin de mănuși și un cinematograf, se zărea în bătaia soarelui firma roșie a unei tutungerii cu expresia unui școlar care ridică mâna ca să ceară voie să meargă la toaletă, Paulus întrebase. Am putea să oprim o clipă să-mi cumpăr țigări? Nu era un tertip ca să fugă. Ar fi fost o naivitate prea mare. Fără să se supere, fixându-l în continuare cu ochii lui mari și visători, Megre răspunsese. Am la mine, la birou. Comisarul se instalase la birou lui cu o plăcere evidentă, aceeași plăcere pe care tânărul o manifestase în fața animației străzilor scăldate de soare stai jos. Apoi citise fără grabă corespondența care l-aștepta și dăduse instrucțiuni cu privire la cazurile în curs. Deschisese fereastra, umpluse o pipă și întinsese un pachet cu țigări interlocutorului său. Acum spune tot. Să știți că nu eu am tras în inspector, vă jur, de altfel nu avem revolver. Cel pe care l-am folosit la barza era unul de jucărie. Știu. Mă credeți, nu-i așa? N-am părăsit camera domnișoarei Clement. De deci ce aș fi omorât un inspector? Nu doreai să părăsești casa? Sigur că nu, spuse asta repede cu atâta convingere încât era aproape comic. Unde să mă fi dus? Dacă poliția venise pe strada Lamont, însemna că știau cine eram. Pe în urmare eram căutat, așa că afară aș fi fost până la urmă prins. Asta a fost ideea ta sau a domnișoarei Clement? A mea. Am implorat-o să mă țin acolo, promițându-i că am să fiu cu minte și n-am să mă uit la ea când se dezbracă. Și nu te-ai uitat? Puțin. Aveai de gând să stai mult acolo, până când poliția nu s-ar mai fi gândit la mine. Și unde te-ai fi dus? Poate la. își mușcă buzele și roșii. Continuă. Nu vreau. De ce? Pentru că nu trebuie să dau un vileag secretul. Nu vrei să dezvălui numele complicei lui tău? La el te gândeai să te duci? Da, dar nu sunt turnător. Prefer să plătești tu singur, chiar dacă ești cel mai puțin vinovat dintre voi doi. Nu, sunt cel mai puțin vinovat. Megre avusese în biroul lui o mulțime de tineri de vârsta lui Paulus, care făcuseră toți mai mult sau mai puțin același lucru din aceleași motive. Tineri care, ca să facă rost de bani, încălcaseră aproape întotdeauna prostește legea. Dar era prima dată când vedea unul ca Paulus. Unii abia arestați, cedau nervos, implorau, plângeau, vorbeau de părinți, uneori cu sinceritate, alteori trăgând cu coada ochiului să vadă ce efect produseseră. Cei mai mulți erau agitați, crispați, aroganți. Mulți își exprimau ura și acuzau societatea. Paulul stătea cu minte pe scaunul lui, își fuma țigara, trăgând scurt din ea, fără înfrigurare, și nu tresărea decât atunci când cineva bătea la ușă, crezând de fiecare dată că era tatăl lui, de care părea să-i fie mai teamă decât de închisoare. Cine a hotărât lovitura din localul de pe strada campanie premier? Am hotărât-o împreună. Dar tu erai cel care cunoștea localul Barza? Da. Prima dată intrasem acolo în urmă cu câteva săptămâni cu totul întâmplător. Umblai prin localurile de noapte, când aveam bani. Totul te-ai gândit la revolverul de jucărie. Jeff se întrerupsese. Roșii din nou, apoi zâmbi. Știu că până la urmă mă vei face să spun ce nu vreau să spun atunci mai bine golește acum sacul. Există acord de extradare cu Belgia? Depinde de crimă. Nu, n-am comis nicio crimă. În limbaj oficial asta se numește crimă. Dacă n-am tras, n-aș fi putut să trag chiar dacă aș fi vrut? Spune tot Paulus. Dacă tovarășul tău ar fi aici, sunt convins că te-ar băga la apă. Asta e sigur. Cum îl cheamă? E belgian. Jeff Van Damme. Asta e. A fost chelner de cafenea. Câți ani are? 25 e căsătorit. S-a căsătorit aproape imediat ce a sosit la Paris, acum trei ani după serviciul militar. Lucra în acel moment într-o braserie de pe bulevardul Strasburg și s-a căsătorit cu o figurantă. A un copil, un băiețel. Era destins. Termină de fumat țigara și mai ceru una. Unde l-ai cunoscut? Într-un bar lângă Hale. E mult de atunci, aproape un an. Era încă chelner de cafenea? Nu mai lucra regulat din când în când ocazional. Era foarte sărac, Îi știa adresa. Presupun că nu puteți să-i faceți nimic soției lui. Vă spun din capul locului că habar n-are de nimic. O să vă explic totul și puteți să mă credeți. O cheamă Juliet. E bolnavă, se plânge tot timpul. Jeff pretindea că nu știa de ce o luase de soție, că n-avea de gând să-și petreacă toată viața cu ea și că nu era sigur că era copilul lor. Copilul lui. Adresa lor? Strada Saint Louis Enil, număr 27 bis, în capătul unei, curs, uh, unei curți, etajul al treilea. Megre, care nota se adresa pe bucată de hârtie, trecând biroul vecin să-i dea instrucțiuni lui Lucas. Merge, șefule? Megre dădu din numeri. Era aproape prea ușor. Bun, să ne întoarcem la Jeff și la Juliet. Ce spuneai? A trimis un inspector la ei acasă? Megre confirmă dând din cap. Vezi, constata că n-am mințit că nu e acolo și că soția lui nu știe nimic. Numai că dacă îi vezi repeta ce am să vă spun, o veți face să sufere și e nu merită pentru că e o fată bună te-ai culcat cu ea? N-am făcut-o intenționat. Jeff știa? Poate cu el e greu să-ți dai seama. E mult mai mare decât mine, înțelegeți? A călătorit mult. La 17 ani era steward pe vas și a făcut în conjurul lumii. Voia să o părăsească pe Juliet. Da, și se săturase de Paris. Visul lui era să plece în America. Pentru asta avea nevoie de bani. Și eu aveam nevoie de bani. Pentru ce? Nu puteam să mai rap de foame. Rostise aceste cuvinte cu o simplitate dezarmantă. Era slab, proshrănit, cu trăsături neregulate, dar privirea lui avea ceva captivant. A scomis împreună și alte furturi. Unul singur. Când asta? Când locuiam la ei. Ai locuit cu soții Van Damme? Două luni. Întâi, când am sosit la Paris și lucram pe bulevardul Saint-Denis, mi-am luat o cameră la un hotel de pe strada Rambuto. Apoi mi-am pierdut locul de muncă. Pentru că băgai mâna în sertarul cu bani. V-au spus? Pe urmă, ce ai făcut? Am căutat de lucru. Peste tot eram întrebat dacă făcusem serviciul militar. Nu voia nimeni să angajeze un tânăr pentru câteva luni. Noaptea căram legume în hale. M-am plimbat cu un afiș în spate. Părinții îmi trimiteau ceva bani, nu unde de ajuns. Și nu îndrăzneam să le spun că nu lucrez pentru că m-ar fi adus înapoi la limoje. De ce nu te-ai întors acasă? Pentru că aia nu era viață. Și asta de aici era? Puteam să sper orice. Datoram chiria pe două luni și urma să fiu dat afară. Atunci l-am întâlnit pe Jeff. Mi-a dat voie să dorm la el pe-un divan. Povestește primul furt. Cine a avut ideea? El. Nu știam că era posibil. Ne aflam amândoi într-o cafenea. Un bărbat mai în vârstă a început să uite la mine cu insistență, iar eu nu înțelegeam de ce. Părea un industriaș sau un negustor important din provincie. Jeff mi-a spus că bărbatul îmi va face mai mult ca sigur propuneri în dată ce voi fi singur și că n-aveam decât să-l las să lasă vorbească. Înțelegeți? Înțeleg foarte bine. După ce ajungeam în cameră, urmă să-l ameninț că stric după ajutor, iar el avea să-mi ofere banca să tac. Și așa s-a întâmplat. Da. N-ai mai repetat figura? Nu. De ce? Nu știu. Poate pentru că mi-a fost prea frică. Și mi se părea și ceva urât. Nu și din alte motive. După câteva zile l-am întâlnit pe bărbat în soții de o femeie trecută de prima tinerețe, probabil soția lui. Și el m-a privit cu un aer implorator. Banii ai împărțit cu Jeff? Era normal, el îmi indicase combinația. Și Juliet? Nu știu, cred că ar fi vrut să o pună să facă trotuarul, dar ea nu voia. Se ceartă tot timpul. Deseori mă lăsa singur cu dânsa. Ea se dezbrăca în fața mea chiar și când era el acolo. Nu se jeanau deloc în prezența mea. Și așa s-a întâmplat? Da, aproape fără să-mi dau seama. Nu avea multe ocazii din lipsă de bani. Din ce trăia vandam? Nu mă ținea la curent cu treburile lui. Frecventa baruri dubioase de pe lângă poarta Saint Denis. Se ducea des la curse. Uneori avea bani în buzunar, alteori nu. Se ferea de tine. Mă poreclea prima împărtășanie. De ce ai plecat din locuința lor? Pentru că nu puteam să stau acolo la nesfârșit, mai ales după cele petrecute cu Juliet. Mă prezentam la toate adresele anunțurilor de angajare. Am început să vând enciclopedii. La început am reușit destul de bine și m-am mutat la domnișoara Clement. Cine ți-a dat adresa ei? Am văzut tablița din întâmplare mergând din ușă în ușă cu cărțile mele. Am intrat și mi s-a părut că i-am stârnit imediat interesul. A cumpărat o enciclopedie? Nu, mi-a arătat camera liberă și m-am mutat chiar în acea seară. A fost întotdeauna amabilă cu mine. E foarte bună la suflet. E amabilă cu toată lumea. Îi datorez ghiria pe trei luni, dar nu m-a dat afară. Mai mult, știi ce a făcut. N-a fost nimic între voi. Niciodată, pe cuvânt de onoare. N-a încercat. Paulus îl privi cu o mirare sinceră. Are mai bine de 40 de ani. Evident, i-ai spus și ei tot ce mai mi povesti mie. Nu tot. Despre Van Damme și Juliet? Da, nu, și povestea cu provincialul. Van m-a vizitat de câteva ori și s-a întâmplat să doarmă în camera mea în zilele în care era certa cu soția lui. Căutam amândoi un mijloc să facem rost de o sumă mai mare de bani dintr-o singură lovitură. De ce? V-am explicat deja. Gevoia să se ducă în Belgia și de acolo să ceară actele necesare pentru Statele Unite, părăsindu-și soția și fiul. Da, cred că eu, dacă aș avea ceva bani în buzunar, aș găsi o chestie interesantă. Nu și ca să ai bani de femei? Aș fi vrut și asta, bineînțeles. Știi că la tine am ajuns prin prostituata pe care ai întâlnit-o într-o seară în localul Barza? Nu, no, mă miră. Nu, no, era drăguță cu mine. Se grăbea să mă dea afară, și după, s-a repezit într-un bar încă deschis cu speranța că va găsi un client mai bun. Spunea toate astea fără resentimente, poate doar cu un strop de amărăciune, apoi continuă fără să fie îndemnat. Am citit în ziar împreună cu Jeff povestea unui hold-up, cum se spune, care le adusese hoților trei milioane. Câțiva tineri mascați atacaseră un casier. Ziarul explica de ce nu exista, ca să spunem așa, nicio posibilitate să fie prinși. V-ați gândit la un casier? Nu, mult timp, pentru că sunt aproape întotdeauna în armați, Dar mi-am amintit de barză. Acolo casa se află lângă ușă și după două dimineața nu mai e nimeni. Cine a făcut rost de mașină? Jeff, eu nu știu să conduc. A furat-o? A luat-o de la un colț de stradă și pe urmă am abandonat-o câteva străzi mai încolo. Jeff avea un revolver? Paulus nu ezită. Da, știi marca? L-am văzut deseori la el. E un revolver mic, făcut în Belgia la Fabric Național din Herstal. Altul nu mai avea. Sunt sigur. N-a fost vorba să vă folosiți de el pentru lovitura de la barza. M-am opus. Din ce motiv? Ca fapta să fie mai puțin gravă dacă am fi fost prinși. Megre ridică receptorul telefonului interior care tocmai sunase. Lucas îl anunța că se întorsese din insula Saint lui, iar Megre privindu-l pe Paulus în ochi îl întrebă. N-ai să încerci să o ștergi? La ce mi-ar folosi? Îl lăsă singur în birou în timp ce se ducea la Lucas. Vandam? A dispărut de cinci zile. Soția lui nu știe ce s-a întâmplat cu el. Se aștepta de ceva timp să o părăsească. Căznicia lor mergea destul de prost, au da? un copil. Ce gen de femeie? O puștoică mărunțică trasă la față cum întâlnești cu miile. Am impresia că e tuberculoasă. Are bani? Nici o para. Din ce trăiește? Megre înțelese privirea și oftatul lui Lucas. N-ai găsit nimic în locuință. Lucas puse pe birou un pistol belgian. Paulus nu mințise. Era clar că nu cu acea armă se trăsese în janvier. Dacă vandam nu o luase cu el, însemna că avea de gând să treacă frontiera unde ar fi putut fi controlat. N-are habar unde ar putea să fie. Crede că s-a întors în Belgia. Jeff a vorbit despre asta de mai multe ori. Se simțea puțin dezorientat la Paris, unde lumea lua pe piciori pentru accentul lui. Luca s-a o fotografie de pașaport, cea a unui bărbat blond cu fața aproape pătrată, cu maxilarul proeminent, care privea fix înainte, ca un soldat în poziție de drepți aducea mai mult a măcelar decât a chelner de cafenea. Trimite asta poliției belgiene. Îl vor găsi probabil de cu ale Consulatului Statelor Unite. Ce spune puștul? Tot. El e? N-a tras el în janvie. Tatălui a sosit din aur și așteaptă în anticameră. Cum arată? A contabil sau a casier? Ce fac cu el? Lasă-l să aștepte. Megres se întoarse în biroul lui, unde îl găsi pe Paulu sprijinit cu coatele de pervazul ferestrei. O să mai iau o țigară? N-aveți cumva un pahar cu apă? Stai jos. A venit tatăl tău. O să mă forța să dau ochii cu el? Și, cu toate că până atunci fusese foarte calm, în ochii se putea citi panica. Se teamă de el? E sever? Nu, nu e asta. Atunci, nu poate să înțeleagă. Nu e vina lui. Cu siguranță suferă și. Vă implor, domnule comisar, nu îl lăsa să intre acum. Știi ce te așteaptă? Cât timp voi sta la închisoare? Nu știu. N-am omorât pe nimeni, era un revolver de jucărie. Nici măcar n-am cheltuit partea mea de bani, probabil că i-ați găsit. Rostise cât se poate de firesc partea mea. Riși totuși să faci cinci ani, după care vei fi trimis la batalioanele din Africa. Asta nu-l demoraliza. Se gândea numai la neplăcerea întrevederii cu tatăl lui. Nu încerca să inspire milă. Nu înțelegea de ce Megre, care nu avea copii, care și-ar fi dorit atât de mult un fiu, îl privea cu ochi tulburi. Ce fel de om va fi, ce viitor va avea după batalioanele din Africa dacă se mai întorcea de acolo? Ești un rău, Paulus, spuse comisarul loftând. Dacă știi că tatăl tău ți-ar trage o mamă de bătaie, i-aș spune să intre imediat. Nu m-a bătut niciodată. Păcat! E și mai rău, plânge. O să te trimi la arest, cunoști vreun avocat? Nu, probabil că-ți va lua unul tatăl tău, haide! No o să ne întâlnim cu el." Nu, stinge țigara." Și Megre în credință lui Lucas, care se ocupă de formalități. Jumătatea de oră petrecută cu tatălui a fost și mai neplăcută. După cum prevăzuse Paulus, acesta plânse. Iar megre nu putea nici el să vadă un bărbat plângând. Am făcut totul pentru el, domnule comisar." Sigur, sigur, megre nu acuza pe nimeni. Fiecare făcea ce putea. Din nefericire, oamenii nu puteau să facă mare lucru. Altfel, probabil că n-ar mai fi existat poliția judiciară. Totuși, Janvie fusese împușcat urât de tot pe trotuarul străzii Lomond și era de datoria comisarului să găsească asasinul. Ca să se mai destinde, se duse cu Luca să ia masa la braseria Dofin, unde se așezară pe terasă, la o masă acoperită cu o pânză în pătrățele roșii. Era prima dată în acel an când mânca în aer liber. Era distrat, preocupat. Lucas, care își dădea seama, vorbea puțin, ezitând înainte să pună o întrebare. Sunteți sigur că ăștia doi n-au niciun amestec în cazul Janvier, șefule? Foarte sigur. O să vezi că Van Damme va fi găsit la Bruxelles, unde a șters o ce s-a văzut cu bani în buzunar. Paul însă, după ce au dat lovitura, s-a ascuns în casa de pe strada Lomon, de unde n-ar fi ieșit pentru nimic în lume. Se simțea în siguranță la domnișoara Clement. Ar fi stat acolo luni de zile dacă ar fi fost lăsat. Ar fi avut un singur motiv să tragă în janvier să-și elibereze drumul pentru fugă, dar n-a fugit. Și o cred pe domnișoara Clement când spune că el se afla sub în momentul când a fost tras focul de armă și că ea era în cameră. Și atunci, nimic. Am scotocit încă o dată biroul lui Janvier. Am examinat și cele mai mici petice de hârtie. Am recitit dosarele tuturor cazurilor de care s a ocupat în ultima vreme. Ar fi putut să fie o răzbunare. Și chiar și așa. Rar se întâmplă ca un infractor să se răzbune pe un polițist, chiar dacă acesta l-a arestat. Dar comisarul nu voia să lase nicio pistă neexplorată. Am făcut rost și de lista tuturor celor care au ieșit de curând din pușcărie. Niciunul n-a fost arestat deja în vie sau cu ajutorul lui. Intenționat să vă întoarceți acolo? Acolo însemna evident casa domnișoarei Clement. nu răspunse imediat. Mânca în tăcere, urmărind cu privirea umbra trecătorilor pe trotuar. Cine știa că Jean Vie va supraveghea în seara aceea casa de pe strada Lomon? Întrebarea era pentru sine însuși, dar răspunse Lucas. Nici eu nu știam, zise el. Se înțelegea cum voia cu Vochelin și cu ceilalți inspectori. E greu de crezut că cineva a trecut din întâmplare pe strada Lomon, l-a recunoscut pe Jean Vie și dintr-un motiv oarecare a tras în el. Acest cineva nu s-ar fi putut apropia fără să facă zgomot, astfel încât Jean Vie nici măcar să nu-l audă apropiindu-se. Încep să înțeleg unde vreți să ajungeți. Cel cineva nu avea ceva personal cu Janvier. acesta e punctul esențial. Ci cu inspectorul care supraveghea casa în acea seară pe trotuarul străzii O Vă sau oricare altul ar fi fost împușcat la fel. Doar dacă Janvier n-a fost luat drept altul, megrătătul din umeri, ezită să comandă tărie la cafea, dar ca protest împotriva lichiorului din ajun, ceru până la urmă un calvados. Mă duc la spital la Janvier». Poate că medicul îi dă voie acum să vorbească. Pot să vă însoțesc, mi-ar face plăcere să-l văd. Merseră împreună. Doamna Janvier nu sosise încă. Nu așteptară mult. De data asta, inspectorul avea aproape o barbă adevărată, dar privirea era mai limpede. Nu l-a agitați prea tare. Doctorul îi permite să spună câteva cuvinte cu glas șoptit, dar trebuie să rămână calm. Megre se așeză călare pe un scaun cu pipa stinsă în gură, în timp ce Lucas se sprijinea de pervazul ferestrei. L-am arestat pe Paulus. Nu vorbi. Îți spun cum a fost în două cuvinte. Era ascuns supatul domnișoarei Clement. Și văzând că fața lui Jeanvie exprima un fel de rușine, Megre adăugă. Stai liniștit! Nici mie nu mi-ar fi trecut prin minte să mă uit supatul acelei femei. Paulus e nevinovat. Nici el, nici complicele lui Belgian care a spălat Putina n-au tras în tine. Nu te mișca, nu vorbi. Așteaptă să-ți spun întrebări și răspunde fără să te grăbești. făcu făcusem că înțelesese. M-am gândit la o posibilitate în care, de altfel, nu cred. Presupunând că, în legătură cu cazul acesta sau cu altul, ai intrat în posesia unei informații care putea să compromită pe cineva, acest cineva ar fi putut avea ideea să te suprime. Janvie rămase mult timp nemișcat. Nu văd ce ar putea fi, răspunse el în cele din urmă. Ai făcut mai multe schimburi la supraveghere în fața casei. N-ai remarcat niciodată nimic anormal. Nimic care să nu fie trecut în raport. Infirmiera îi anunță că venise doamna Janvier. Acum avea dreptul să stea câteva minute singură cu soțul ei. Era jenată în fața lui Megre pentru buchetul de violete pe care îl avea în mână. Nu-ți face griji, drăguțule, îl găsim noi până la urmă. Afară, față de Luca, se arătă mai puțin optimist. Cineva a tras în janvie, asta e clar. Glonțul nu a plecat singur și undeva există un ticălos care a apăsat pe trăgaci. Credeți că e încă în casa de pe strada Lomont? Megre nu credea nimic, nu mai știa. Era prost, dispus și primăvara nu-i mai făcea nicio plăcere. Poți să te întorci la birou. Dacă apare ceva nou, dă-mi un telefon. La domnișoara Clement? Probabil că în acel moment comisarul era mai irascibil decât de obicei, iar încă lui Lucas o privire încruntată, ca și cum l-ar fi bănuit de ironie. Da, la domnișoara Clement. Își umplu pipa și se îndreptă cu pași greoi spre strada Lomond. Mă întrebam dacă vă mai întoarceți, ei bine, m-am întors. L-ați băgat la închisoare? Păi cum? Sunteți supărat? Pe cine? Pe mine. Nici ea nu înțelegea. Stătea acolo arătând mai mult ca niciodată ca o popușă de câlți, zâmbindu-i timid, dar fără să fie prea angoasată. Vă dați seama ce ați făcut? Nu, cred că-i băia rău, are un fond bun. Cu toate astea ar trebui să vă învinuiesc de favorizarea infractorului. Asta intenționați? Ai fi zis că o amuza că dorea să meargă și ea la închisoare așa cum alții doresc să vadă Nisa. Încă nu știu. De ce nu stați jos? Într-adevăr, nu avea niciun motiv să stea în picioare în salon. Era ridicol. Dar avea pică pe grăsană fără să știe exact de ce. Era bosunflat. Îmi mai ascundeți ceva? Vă asigur că nu mai e nimeni sub patul meu dacă asta vreți să spuneți. Nici în dulapuri. Puteți să căutați în toată casa. Vă bateți joc de mine, domnișoară Clement. Nu mi-aș permite niciodată, domnule Megre. De ce zâmbiți? pentru că viața mi se pare hazlie. Și dacă inspectorul meu ar fi fost ucis, tot așa de hazliu ar fi fost. Are o soție, doi copii și mai așteaptă unul. Nu m-am gândit la asta. Dar la ce vă gândeați? La dumneavoastră. Comisarul nu găsi nicio replică. Era la fel de candidă în felul ei ca și nătărăul de Paulus. Urcați? Da. Nu vreți o ceașcă cu cafea? Nu mulțumesc dar nu urcă imediat în camera lui și amintindu-și de setea din timpul nopții, se îndreptă spre bistroul de vis a -vis unde bău trei pahare de bere unul după altul, cu impresia că își lua revanșa. L-ați găsit?" îl întrebă patronul. Megre replică scurt. Pe cine?" Celălalt preferă să nu insiste. Era acolo o porțiune de stradă banală, aproape fără trecători. Două trătoare, case, câteva sute de oameni care trăiau în aceste case, bărbați care plecau dimineața și se întorceau seara, femei care se ocupau de gospodărie, copii care făceau gălăgie, bătrâni care se răcoreau la fereastră sau în pragul ușii. Și mai era o grăsană cu privire de copil care se juca de-a ținutul unei case cu camere de închiriat, un bătrân ca botince de dă lecții de canto, unor puștoaice care tânjau după o operă, un student care făcea foamea și lupta cu somnul în speranța că va agăța într-o zi o plăcuță de medic sau de dentist la ușa lui. Se aflau acolo și o târfuliță leneșă care citea romane în pat cât era ziulica de lungă și primea un domn în vârstă de trei ori pe săptămână și o tânără dactilografă care era adusă noaptea acasă cu taxiul. Erau și soții lotard cu copilașul lor și soții saft care aștepta unul. Domnul Cridelca avea aerul unui trădător de cinema, dar era probabil omul cel mai blând din lume. Erau oameni de treabă, cum spunea domnișoara Clement, oameni cum găsești peste tot, care erau obligați să facă rost în fiecare zi de destui bani ca să mănânce și în fiecare lună de destui bani ca să-și plătească chiria. Erau vecinii, un bărbat care plecase de acasă dimineață cu un geamantan de comis voiajor, o femeie care scutura cărpa de praf pe fereastră și cineva sus de tot la mansardă care ținea lumina prinsă până târziu în noapte. Ce s-ar fi putut găsi dacă s-ar fi cercetat în amănunțime întreaga stradă? Probabil în cea mai mare parte ceea ce se numește persoane cinstite, oameni modești, câțiva săraci, probabil și câteva puși la male. Dar asasinul? Patronul și încruntă sprâncenele stufoase, auzindu-l pe Megre, care își ținea încă paharul de bere în mână, comandând distrat. Un pahar de vin alb, să fi uitat că băuse trei pahare de bere? Considera oare că asta nu conta? Că era restanță de noaptea trecută? Sau pur și simplu se gândea la altceva? Patronul preferă să nu spună nimic, luă repede sticla și umplu un pahar cu picior. Puțin mai târziu, când comisarul traversă strada, l urmări cu privirea dând din cap și mormăi. Ce tip ciudat! Pentru că suntem întotdeauna ciudați în ochii cuiva.